Municipalitatea Timișoreană a atribuit contractul pentru elaborarea planului urbanistic pentru zone construite, protejate zona fabric, unei firme din Timișoara. Valoarea acestuia este de peste 1.500.000 de lei fără TVA. Primarul Dominic Friț, arhitectul șef Gabriel Almăjan și city managerul Matei Creiveanu au participat la întâlnirea inițială cu reprezentanții firmei care va realiza lucrarea, alături de alți specialiști care vor contribui la implementarea proiectului, precum și cu persoane interesate și locuitori ai zonei. Speranța mea este că nu doar prin conținut vom seta o direcție pozitivă pentru dezvoltarea Timișoarei, ci și forma de colaborare va deveni un exemplu de bună practică. Mă bucur că a câștigat o firmă locală cu numeroși colaboratori locali și sper ca fiecare să aducă un strop de pasiune în acest proiect. Acest plus vine în completarea proiectului de regenerare a zonei Traian, în care vom investi aproximativ 30 de milioane de euro pentru refacerea spațiului public, a transmis primarul Dominic Friț. Documentația va fi elaborată astfel încât să permită preluarea acestuia în sistemul GIS, viitoarea platformă prin care se va ține o evidență a imobilelor, terenurilor, construcțiilor și rețelelor orașului. Acest proiect reprezintă un pas esențial în regenerarea și dezvoltarea durabilă a cartierului Fabric, punând un accent deosebit pe consultarea și implicarea comunității locale în toate etapele procesului.